Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre centrul de greutate al unui triunghi. Vă reamintesc că mediana este segmentul determinat de vârful unui triunghi și de mijlocul laturii opuse. În triunghiul ABC considerat avem punctul D care se află la mijlocul lui BC, de aceea AD este o mediană. Punctul E este la mijlocul lui AC și atunci și BE este o mediană. Iar în final, punctul F este la mijlocul lui AB, de aceea CF este o mediană. Ce observăm e că în orice triunghi, medianele sunt concurente punctul de concurență, punctul unde se întâlnesc aceste mediane, se numește centrul de greutate al triunghiului și se notează cu litera G. Haideți să vedem ce proprietate extrem, extrem de importantă are acest centru de greutate. Centrul de greutate este situat pe fiecare mediană, la două treimi de vârful triunghiului, și la o treime de mijlocul laturii corespunzătoare. Haideți să vedem concret ce înseamnă asta. Începem cu mediana AD. Punctul G spuneam că se află la două treimi de vârful triunghiului. Asta înseamnă că AG egal cu 2 pe 3 din mediana AD, iar segmentul GD este egal cu 1 pe 3 din mediană. Încă o dată explic, partea dinspre vârfa medianei reprezintă două treimi, iar partea dinspre mijlocul laturii opuse reprezintă o treime. Mergem acum să discutăm, spre exemplu, de BG și suntem pe mediana BE. Haideți să o colorez diferit. Și vom avea așa BG, 2 treimi din BE, iar segmentul GE reprezintă o treime din mediana BE. Haideți să recapitulăm. Știam că mediana este segmentul determinat de vârful unui triunghi și de mijlocul laturii opuse. Medianele sunt concurente, medianele într-un triunghi sunt concurente punctul acela de concurență se notează cu litera G și este centrul de greutate al triunghiului. El nu este întâmplător poziționat în triunghi, ci se află pe mediană la două treimi de vârful triunghiului și la o treime de mijlocul laturii corespunzătoare. Pregătiți să rezolvăm acum câteva probleme. Avem triunghiul ABC, haideți să-l construim. Și apoi medianele AM, CN și CP. Imediat avem ABC. Voi construi medianele din vârf pe mijloc. Din vârf pe mijloc. Din vârf, haideți să schimb culoarea pe mijloc. Rețineți, așadar, mediana este segmentul determinat de vârful unui triunghi și de mijlocul laturii opuse. Și vom avea apoi BN și CP. Acum, aceste mediane se întâlnesc în punctul G și vom avea că AM are lungimea de 18 cm, BN are lungimea de 12 cm, CP are lungimea de 15 cm și trebuie să aflăm cât este AG. Haideți să vedem ce este acest punct G și de ce. Având în vedere că în triunghiul ABC, AM, BN, CP sunt mediane, iar acestea sunt concurente în punctul G. De aici ne rezultă că punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Și vă reamintesc că centrul de greutate se află se află pe mediană, la două treimi de vârf și la o treime de mijlocul laturii opuse. Asta înseamnă de aici că putem rezolva problema foarte ușor, pentru că AG reprezintă două treimi din mediana AM, și haideți să înlocuim. Vom avea 2 pe 3 din lungimea lui AM, adică 2 pe 3 din 18, pe care îl putem scrie ca pe 18 supra 1. Simplificăm 18 cu 3 prin 3 și rămânem cu 1 respectiv 6. Asta înseamnă că vom avea 2 ori 6 și obținem 12 cm. Acum, pentru GM, fie facem o diferență, din AM scădem lungimea lui AG, fie dacă nu, GM este o treime din AM și atunci vom avea 1 pe 3 din 18, simplificăm și rămânem cu 6 cm. Ce spuneți? Puteți să aflați voi în continuare GP, CG, BG și GN. Nu uitați, centrul de greutate se află pe mediană, la două treimi de vârf și o treime de mijlocul laturii opuse. Haideți să mergem acum la doi și aștept să citesc în comentarii răspunsurile voastre. Considerăm triunghiul ABC cu AM, o mediană M care se află pe BC și punctul D aparține medianei AM. Construim punctul E simetricul punctului A față de D astfel încât BDCE este un paralelogram. Trebuie să demonstrăm că punctul D este centrul de greutate al triunghiului ABC. Haideți să vedem cum procedăm. Construim triunghiul și mediana AM. Acum vom avea un punct de imediat. Haideți să facem notațiile. Un punct de undeva pe mediană. Și apoi trebuie să construim simetricul punctului A față de D, punctul E. Asta înseamnă că punctul E este egal de părtat față de punctul D. Practic, distanța de la D la E este egală cu distanța de la A la D. Și atunci vom avea AD-ul și trebuie să prelungim cu un segment congruent. Și avem BD ce eul un paralelogram. Ce interesant. Apoi trebuie să demonstrăm că D este centrul de greutate al triunghiului. Haideți să vedem ce știm. Datorită faptului că simetricul punctului A față de D este punctul E, ne rezultă că D este la mijlocul lui AE. Adică AD congruent cu DE. Apoi, datorită faptului că AM este o mediană și punctul D se află pe BC, ne rezultă că BM congruent cu MC. Și haideți să vedem la ce ne ajută acel paralelogram acum. Noi știm că punctul M se află pe DE, deoarece aceste puncte sunt coliniare. Noi știam odată că punctul D se află pe AM, dar punctul E se află pe dreapta AD. Și atunci ne rezultă de aici că punctul M se află pe DE. Însă, noi mai știam că BDCE este un paralelogram și punctul M era la mijlocul diagonalei BC. Din proprietățile paralelogramului, ne rezultă că punctul M este și la mijlocul diagonalei DE, e, pentru că, într-un paralelogram, diagonalele se intersectează și se înjumătățesc. Și acum, dacă, e este, dacă M este la mijlocul lui DE, e, ne rezultă de aici că DM congruent cu ME. Și acum, haideți să vedem la ce ne ajută asta. Imediat micșorez datele pentru a avea un pic de loc. Și ceea ce am scris. Și foarte simplu, mai avem doar puțin. Noi știam că AD era congruent cu DM și mai știam că DM e congruent cu ME. De fapt, aș putea să afirm că de aici ne rezultă că DM egal cu DE supra 2, este jumătate din DE. Însă, din cele două, observăm că DM egal cu AD supra 2. Gândiți-vă că DE are aceeași lungime cu AD. Și atunci, aveam DM care este jumătate din AD. Însă, AD plus DM formează mediana AM și haideți să înlocuim. În locul lui m să scriem că avem AD pe 2 și atunci vom avea, sau mai simplu, cred că am putea să scoatem de aici că AD egal cu 2 DM și să înlocuim în felul acesta, evităm fracțiile. Și atunci în locul lui AD avem 2 DM plus DM egal cu AM, ceea ce înseamnă că 3 DM egal cu AM, de unde obținem că DM egal cu 1 pe 3 din AM însă noi știam că AM este o mediană, punctul care se află pe mediană, la o treime de mijlocul laturii triunghiului, este centrul de greutate. Și acum haideți să finalizăm demonstrația. Știam că AM este o mediană în triunghiul ABC, punctul D se afla pe această mediană, astfel încât de M egal cu 1 pe 3 din AM. Și atunci, din cele trei, ne rezultă că D este centrul de greutate al triunghiului ABC. Și haideți să mergem acum la ultima problemă. De data aceasta avem ABCD, un paralelogram. Imediat îl voi construi. Haideți să-l fac mai mare. Sper că este în regulă în felul acesta. Și haideți să trasăm și diagonalele. Și avem ABCD, un paralelogram cu AC de 12 cm, BD de 21 nu știu de ce nu se vede aici mijloc. Și aveam așa punctul M care este la mijlocul lui CD. Apoi. AM se intersectează cu diagonala BD în punctul M. Apoi BM se intersectează cu AC în punctul F. Ce interesant, nu e așa? Și trebuie să determinăm lungimea segmentului DE e și apoi lungimea segmentului AF. Haideți să vedem cum am putea să facem asta. Ne concentrăm asupra punctului E, și apoi vedem ce facem și cu punctul F. E foarte interesant, nu-i așa? Suntem într-un paralelogram, și paralelogramul are proprietăți speciale, aș putea să spun. Dacă vom nota punctul acesta cu O, noi ce știm despre diagonale? Ele se intersectează și se înjumătățesc. Asta înseamnă că punctul O este atât la mijlocul diagonalei AC, cât și la mijlocul diagonalei BD. Și atunci priviți. În momentul în care lucrăm în triunghiul ADC, O este la mijlocul lui AC și atunci de O este o mediană. AM este la mijloc, AM este o altă mediană pentru că M e la mijlocul lui DC și atunci punctul E ce va fi oare? va fi un centru de greutate. Dar haideți să scriem toate acestea. Am încercat să vă explic care este strategia, dar acum trebuie să scriem și demonstrația completă. Și vom avea așa: fie AC care se intersectează cu BD în punctul O. Din faptul că ABCD este un paralelogram, ne rezultă că punctul O este la mijlocul diagonalei AC, dar și la mijlocul diagonalei BD. Și atunci haideți să mergem în triunghiul ADC, în care noi știm că O este la mijlocul lui AC și atunci de aici rezultă că DO este o mediană. Apoi mai știm că M este la mijlocul lui CD, ceea ce înseamnă de aici că AM este o mediană. Din enunț știm că AM se intersectează cu BD în punctul M. Asta înseamnă că AM se intersectează de fapt cu DE în punctul M. Și atunci din toate ne rezultă că E este centrul de greutate al triunghiului ADC ceea ce înseamnă că DE exact segmentul pe care noi trebuie să îl determinăm. De fapt, are lungimea egală cu două treimi din mediana de O. Însă la rândul său de O este jumătate din BD. Și atunci vom avea 2 pe 3 din BD supra 2. Și haideți să înlocuim. Avem 2 pe 3 din BD-ul avea 21 de centimetri și avem simplificări. 2 cu 2 rămânem cu 1, 21 cu 3 rămânem cu 1 respectiv 7. Asta înseamnă că DE are 7 cm. Oare cum vom proceda pentru a afla lungimea segmentului AF acum? Haideți să dublez această pagină și să facem puțin loc imediat. și să vedem, poate avem tot un centru de greutate de pe undeva. Noi am putea să ne folosim de BM, nu am folosit la nimic BM-ul și de data aceasta observăm că F este centrul de greutate al triunghiului BDC, ceea ce înseamnă că F se află pe CO, pe mediana CO, la două 3 de C și la o trăime de O. Și în felul acesta reușim să aflăm foarte ușor A, F-ul. Haideți să vedem imediat. Lucrăm atunci în triunghiul BDC, în care știam că M este la mijlocul lui CD și atunci de aici rezultă că BM este o mediană. Apoi știam că O este la mijlocul lui BD și atunci de aici ne rezultă că CO este o mediană. Apoi mai știam că BM se intersectează cu AC în punctul F, asta înseamnă de fapt că BM se intersectează cu CO în punctul F. Și atunci din toate ne rezultă că F este centrul de greutate al triunghiului BDC, ceea ce înseamnă că FO va fi egal cu 1 pe 3 din CO. Însă, CO este jumătate din AC și haideți să înlocuim și vom avea 1 pe 3 din 12 supra 2. Putem să simplificăm 12 cu 3 prin 3, rămânem cu 1 respectiv 4 și atunci vom avea 4 pe 2, adică 2 cm. AO era jumătate din AC și atunci vom avea 12 pe 2, adică 6 cm. Iar de aici ne rezultă că AF, care este un segment sumă, AO plus FO, va avea lungimea egală cu 6 plus 2, adică 8 cm. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!